Robert Negru a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la campionatul național Under-23 desfășurat recent la Timișoara. Performanța obținută de sportivul slătinan era una așteptată, anul trecut el devenind vicecampion național. Competiția a fost foarte grea, au fost sportivi valoroși la această competiție, am reușit să îmi înfrâng toți adversarii și am reușit să obțin titlul de campion și pentru mine asta înseamnă foarte mult și nu mă voi opri aici. 12 luptători a deplasat CSM Slatina la această competiție. Prestația sportivilor noștri a fost una mulțumitoare pentru conducerea tehnică, care speră că pe parcursul anului luptătorii de la CSM vor reuși să obțină noi medalii. Am participat cu 12 sportivi la toate categoriile de greutate. Am obținut o medalie de aur, Negru Robert, la categoria 85 de kilograme. Locul 5, Mirica Nicolae, la categoria 71 de kilograme și tot locul 5, Iene Ștefan, la categoria 75 de kilograme. Ei au luptat în finala mică, cum se spune, pentru locul 3, dar au pierdut această confruntare. Nu s-au terminat competițiile, noi mai avem la începutul lunii aprilie campionatul național de juniori, unde sperăm să obțină medalie sau sperăm să obțină titlul de campion național la această categorie de vârstă. Visul celui mai nou campion național al Slatinei este să participe la Olimpiadă, un obiectiv pe care se va concentra după ce va trece de hopul reprezentat de bacalaureat și admiterea la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza.